îi toți păcătoșii care știu că sângele lui Hristos ne-a spălat, să zic amin. Amin. Iubiții Domnului, pentru cei ce iubesc Scriptura, îi rog să deschidă împreună cu mine la Luca, capitolul 23, de unde vom citi începând cu versetul 26. Pagina în Biblie 1022. Și pentru că avem o frumoasă obișnuință de a citi cuvântul Domnului cu reverență, o să vă rog să vă ridicați. Pe când se duceau să răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp. Și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus a întors spre ele și a zis, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi însevă și pe copiii voștri, căci atât vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face cel uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești tu împăratul ideilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul ideilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește pe tine însuți, și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiții Domnului, dacă Simon n-ar fi luat crucea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos n-ar fi putut să-și ridice privirea. Și dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi putut să-și ridice privirea, n-ar fi văzut fiicele Ierusalimului care plângeau. În toată nebunia aceasta pe care Biblia o descrie, o nebunie dincolo de care mi-a fost rușine de multe ori că sunt om, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru stropul acesta de lumină care a fost lăsat. Femeile acestea nu seamănă cu mulți dintre oamenii pe care eu îi cunosc. Femeile acestea plângeau, se boceau și își exprimau durerea că răstignesc un nevinovat. Dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu să ne ridice din când în când crucea, am stat numai cu ochii în pământ. Țărâna asta nu este un bun învățător. Acest microfon are un ecou ciudat. Voi sezizați lucrul ăsta? Poate îmi dați un microfon din ăsta obișnuit. O fi cu baterii chinezești.
Asta mi-au singur. Să nu ajunge până la... Rămân aici pe el. Aș vrea ca cei din spate să facă semn dacă mă aud. Nu. Dați-l un pic mai tare. Și mai pe înalt. M-auziți acum? M-auziți? Dumneavoastră din spate, da? Să-mi faceți semn. Doamna din spate, m-auziți? Bun. Slavă Domnului. Bun, dacă am depășit și această problemă. Iubiții Domnului, câți dintre dumneavoastră, mergând pe calea aceasta a lumii, n-ați sezizat de multe ori că parcă uitați de Dumnezeu? Ieșind din biserică, se întâmplă ceva ciudat. Aproape cu fiecare pas pe care îl pui între tine și biserică, parcă suntem ca un sac spart care tot scapă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare venire la biserică, pentru că de ori de câte ori vin la biserică, Dumnezeu se atinge de ochii mei. Ori de câte ori vin la biserică, Dumnezeu îmi ia din spate povara aceasta fiecărei zile, că trebuie să punem ceva pe masă și trebuie să ne creștem copiii să aibă și ei un viitor. Și trebuie să dăm socoteală de nădejdea care este în noi și trebuie să trăim pe pământul acesta ca să lăsăm o urmă. Dar stând numai cu ochii în țărână de multe ori, ajuns să uiți pentru ce trăiești. Cunosc oameni care mi-au spus, pastore, nu-i nicio problemă dacă mâine nu mai trezesc. Că așa, ziua de azi care a trecut, nu știu la ce mi-a folosit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Simon din Cirena care a luat crucea Domnului Iisus și a putut privi aceste femei. Femei care, într-un fel, au spălat obrazul nostru. Pentru că nimeni de acolo, în nebunia aceea, nu s-a gândit să verse o lacrimă pentru acela care murea nevinovat. Și femeile acestea cumva au spălat obrazul nostru. Privind spre ele, spun și eu astăzi, Doamne, poate o mai fi o urmă de speranță pentru noi. O mai fi o fărâmă de bunătate în sufletul ăsta pustit. Și aș vrea din toată inima, în după amiaza aceasta, iubiții Domnului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru două ceasuri cât mai stăm noi, să vă ia poverile, să priviți cerul. Eu când mă uit în sus și văd cerul lui Dumnezeu, parcă ceva se vindecă în mine. Ori de câte ori mă uit în sus, am o nădejde și mă gândesc într-o zi, acesta șternut al picioarelor lui se va da la o parte și mă voi duce acasă la Dumnezeu. Iubiții Domnului, aș vrea să stăm în seara aceasta să poposim câteva momente și să înțelegem ce ne spune Domnul Iisus. Dumneavoastră știți că pe pământul acesta nu orice lacrimă este onorabilă? Dumneavoastră știți că pe pământul acesta lacrimile noastre pot fi premiul lui Dumnezeu sau trofeul satanei? Ori de câte ori pe obrazul tău vor fi lacrimi de ciudă, ori de câte ori vor fi lacrimi ale umilinței pentru că trăiești o viață departe de Dumnezeu, ori de câte ori vei avea pe obraz lacrimi datorate rușinii de a fi prins cu lucruri care nu se cuveneau să fie făcute, să știi că atunci Satan are un trofeu. Dumnezeu ne-a făcut pe pământul acesta să fim brăzdați de lacrimi ale rușinii. Dumnezeu ne-a dat un obraz pe care să curgă lacrimile recunoștinței. Ori de câte ori vei plânge și ori de câte ori vei avea lacrimi, gândindu-te că Dumnezeu din cer ți-a dat și că Dumnezeu din cer a făcut pentru tine lucruri nemaipomenite și vei aduce laudă lui Dumnezeu, să știi că lacrimile tale vor fi premiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, uitându-se la femei, a zis, femeilor, nu plângeți, pentru că voi nu înțelegeți un lucru, unde mă duc eu, mă duc acolo unde am plănuit, viața mea nu este un eșec. Mai am puțin și o să mă despar de pământul acesta pe care l-am brăzdat 33 de ani, în speranța ca voi să înțelegeți pentru ce ar trebui să plângeți. Nu plângeți pentru visul pământesc refuzat, nu plângeți pentru examenul neluat, nu plângeți pentru mofturile pământului acestuia, ci dacă ești să plângi în această seară, să plângi gândindu-te că cerul lui Dumnezeu se îndepărtează cu fiecare zi.
Dacă eu, pomului verde, îi se fac aceste lucruri, ce va fi cu cel uscat? Și bate un vânt de stepă de multe vreme și ne-a uscat pe mulți pe dinăuntru. Ați băgat de seamă? Că arșița aceasta cu fiecare zi parcă crește în intensitate. Aș vrea în această seară, iubiții Domnului, privind spre acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu plângeți pentru ce nu merită, ci plângeți pentru ce merită. Până la urmă, pentru ce merită să plângi pe pământul acesta? Oare pentru ce merită să am lacrimi pe obraz? Domnul Iisus Hristos a zis, nu mă plângeți pe mine, eu mă duc acolo unde e bine, mă duc la Tatăl, de acolo am ieșit și acolo mă duc. Plângeți-i pe aceia care, trăind pe pământul acesta, nu vor găsi ușa raiului. Plângeți-i pe aceia care odată puși în țărâna pământului, acolo vă rămâne o eternitate. Plângeți-i pe aceia care trăiesc fără cer. Plângeți-i pe aceia care trăiesc de pe zi pe alta, fără să își dea seama că au fost făcuți pe pământul acesta, nu să fie ca niște pipirici cu privirea în jos, ci au fost făcuți să fie lauda lui Dumnezeu. Trăiești cu un scop înalt, să trăiești vertical. Dumnezeu ne-a făcut curbați de spate. Dumnezeu ne-a făcut să stăm drepți pentru ca să putem vedea cerul. Și noi tot cu capul în pământ scormonim. Iubiții Domnului, aș vrea să vă vorbesc în această seară despre două destine, doi oameni. Două destine, doi oameni. Și ceea ce spune Biblia în această seară este că doi oameni au stat la distanță egală de Domnul Iisus. Acolo unde Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, în dreapta era un bărbat și în stânga era un bărbat, la distanță egală de Hristos, nici mai departe, nici mai aproape. Amândoi au suferit aceeași moarte, amândoi au suferit aceeași osândă, amândoi aveau aceeași probleme, amândoi erau răstigniți pentru același lucru în viața lor. Amândoi au suferit aceleași dureri, amândoi au suferit aceeași ocară, amândoi au suferit același dispreț din partea oamenilor, amândoi mai aveau atâtea ore de trăit împreună, câteva ore mai aveau de trăit. Și totuși, în condițiile în care oamenii aceștia erau atât de aproape de Hristos, unul a nimerit ușa raiului și unul n-a nimerit-o. Dumneavoastră știți că în această seară Dumnezeu nu e mai departe de noi decât un lat de palm? Dumneavoastră știți că în această seară Iisus Hristos este chiar lângă tine? Dar funcție de cum vei ști să te uiți spre El, funcție de cum vei ști să privești crucea din Golgota, așa va fi destinul nostru mâine. Și tu și eu avem necazul, și tu și eu avem probleme, și eu dacă mă tai, sângerez, și pe mine mă doare în același fel ca și tine, când este vorba de destinul veșnic, nu contează că tu ești un om care te-ai născut bogat sau sărac, nu contează că stai într-un fel sau într-altul, nu contează ceea ce ai pe pământul acesta, totul în viață contează ce faci cu crucea Domnului Iisus Hristos. Poate că unul are pâine pe masă neagră și altul are cozonac pe masă, nu va conta lucrul ăsta. Nu contează nici dacă recunoști că Dumnezeu din cer este acela care ți-a dat sănătate. Atâția oameni pe pământul acesta nu știu ce înseamnă să fii protejat de Dumnezeu. Atâția oameni când văd cerul acesta și văd soarele pe cer, nu mulțumesc lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu zice, nu pentru asta îți cer socoteală. Nu-ți cer socoteală dacă pe pământul acesta nu te uiți în sus și nu recunoști că eu sunt acela care ți-am dat. Sunt mulți oameni care spun, mâna mea a făcut lucrul acesta. Deșteptăciunea mea, inteligența mea, relațiile mele, puterea mea. Sunt mulți oameni nerecunoscători. Dar Dumnezeu nu ne bagă vină pentru lucrul ăsta. Dumnezeu spune, dacă tu vei recunoaște, bine faci. Și dacă nu vei recunoaște, până la urmă Dumnezeu este acela care nu ne judecă pentru lucrul ăsta. Dar există un punct în universul acesta, funcție de care destinul tău și destinul meu se va hotărâ. Crucea din Golgota. Poți să faci ce vrei cu anii tăi. Poți să faci ce vrei cu ceea ce ai, dar dacă nu faci ce trebuie cu Golgota, pentru că Golgota și crucea lui Iisus Hristos adună și separă. Viața aceasta nu e mai mult decât aceea ce am văzut în această după-amiază în textul biblic. La stânga și la dreapta lui Iisus Hristos. În această seară crucea ne-a adunat și în viață crucea ne desparte. Ce vei face cu crucea Domnului Iisus Hristos va fi răspunsul la cum vei ieși din viața asta. Distanță egală. Aceleași lacrimi, aceleași dureri, aceleași suferințe, aceeași osândă, aceiași oameni în față, același număr de ore care le-am avut de trăit. Și unul a mers cu Dumnezeu și unul n-a mers cu Dumnezeu. De ce? M-am uitat în seara asta peste toată adunarea și m-am uitat așa la chipurile voastre, încercând să rostesc o binecuvântare în dreptul fiecăruia. Pentru că aș vrea să vă spun, dragii mei, că mi-aș dori să ne revedem cu toții în rai. Și dori ca niciunul dintre voi să nu piară. O să aveți sau nu o să aveți bani. O să vă fie sau să nu vă fie bine pe pământul ăsta, nu știu. O să fiți mai sănătoși sau mai puțin sănătoși. O să aveți parte de bucurii mai mult sau mai puțin.
dar unul cum mi-aș dori, să priviți spre Golgota și spre cruce, în așa fel că să fim mărai lui Dumnezeu. Îi spuneam astăzi fratelui Nelu Filip despre o femeie care a venit la mine, o credincioasă, și a zis: pastor, zice, pur și simplu nu înțeleg, zice, ce e raiul. Nu înțeleg, zicea, de ce ar trebui să mă lupt să mă duc în rai, pentru că nu înțeleg, zicea, ce este raiul. Și am întrebat-o pe femeia aceasta: ce-ți place ție mai mult și mai mult pe pământul ăsta? Și mi-a zis: frate, deci mie îmi place, zice, mie îmi place pădurea, frate. Eu iubesc pădurea. Eu iubesc izvorul. Eu iubesc câmpia. Mi-ar place să am o viață liniștită. Mi-ar place să am o căsuță, zice ea, mică, și să fiu undeva într-un loc frumos, unde să cântă privighetorile și unde să fie liniște și pace și bucurie. Și am zis: femeie, uite la mine. Când te vei duce în rai, vei găsi pădure acolo. Când te vei duce în rai, vei găsi o pășune frumoasă, cu flori pe ea. Și acolo vei găsi privighetorile care nu le-ai avut pe pământ. Totul va fi șters și într-o zi toate amintirile noastre dureroase vor dispărea. Dar pentru această întrebare este: ce facem noi cu crucea Domnului Iisus? De ce oare pe pământul acesta crucea ne adună, crucea ne separă, crucea ne împarte? Oare de ce? Pentru că în primul rând, iubiții Domnului, vorbim fără să ascultăm. Pentru că în primul rând vorbim fără să ascultăm. Marea problemă a oamenilor pe pământul nostru e că vorbesc fără să ascult. Nu mai avem răbdare. Atât de mult vorbim. Mi-aduc aminte de o situație la noi în biserică, undeva pe la ora 2 după amiaza, unul dintre pastorii noștri s-a simțit rău, l-a înțepat inima. Și-a dat un telefon și a zis: nu mai ajung, zice el, astăzi la biserică, pentru că mă înțeapă inima. La ora 6, când am intrat în biserică, era un plâns, toți știau că pastorul a murit. Luăm informații la mâna a doua, la mâna a treia, la mâna a patra. Nu suntem atenți, n-ascultăm, n-avem răbdare pe pământul acesta să discernem. N-avem răbdare să ascultăm ce spune Dumnezeu, n-avem răbdare să ascultăm ce spune omul, n-avem răbdare să deslușim care e sensul pământului acestuia. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că primul lucru care ne desparte pe pământul acesta și lucrul pe care îl face crucea este că, funcție de cum vei auzi, așa va fi destinul tău veșnic. Pentru că într-un moment spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo Domnul Iisus Hristos, înainte să înceapă toată desfășurarea, Domnul Iisus Hristos rosește niște cuvinte. Și Domnul Iisus spune în felul următor: Tată, spuneți voi, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. În momentul acela ceva s-a întâmplat, pentru că unul a auzit aceste cuvinte și celălalt n-a auzit aceste cuvinte. Unul dintre tâlhari a auzit aceste cuvinte și celălalt n-a auzit aceste cuvinte. Pentru că în viață, când nu-ți ies lucrurile, nu mai ai urechi să auzi ce spune mama, nu mai ai urechi să auzi ce spune tata, nu mai ai urechi să auzi ce spune pastorul, nu mai ai urechi să auzi ce spun prietenii tăi. Atât de mulți oameni am văzut tensionați, nu le mai iese un lucru, au datorii, s-au băgat în tot felul de lucruri greșite în viața lor, sunt așa de tensionați că nu mai aud, îți cer sfatul și într-un mod paradoxal n-au nimic din ceea ce spui tu. Absolut nimic din ceea ce spui tu n-aud. Le spui a 10-a oară: omule, tu nu vezi că-ți scui plămânii, aruncă țigările odată pentru numele lui Dumnezeu. Și din nou se duce și din nou fumează. Omule, tu nu vezi că-ți nenorocești viața? Tu nu vezi că băutul acesta a făcut din tine neom? Nu mai duci niciun ban acasă? Te aude? Nu te aude. Îi spui, tu nu vezi că viața ta se duce în jos? Tu nu vezi că nu mai dormi? În fiecare noapte sar de 5 ori în pat? Ai numai coșmarul? Dimineața ești lac de apă? Te frămânți? Părăsește stilul ăsta de viață că te bagă în mormânt? Te aude cineva? Nu te aude nimeni. Hristos a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Unul a auzit și altul n-a auzit. Pentru că pe pământul acesta, dragii mei, va trebui să învățăm un lucru. Oamenii s-ar putea să ne ofere informații. Cărțile ne oferă informații. Mass media ne oferă informații. Dumnezeu ne dă revelații. Că Dumnezeul nostru nu vine să ne dea doar un calup de informații. Ia și o cantitate de informații. Dumnezeu este descoperire. Dumnezeu este ungere. Dumnezeu este lumină duhovnicească. În atâtea împrejurări ale vieții mele, când am ascultat glasul lui Dumnezeu, mi-a fost bine. N-am să uit niciodată. 11 noaptea, mă întorceam de la o evanghelizare, eram într-o intersecție, era o intersecție liberă, trebuia să fac stânga, am intrat pe verde, dacă când făceam stânga, trebuia să cedez prioritate din față și când am vrut să fac stânga, nu era absolut nimeni în față, doar un trotuar. În momentul acela am auzit o voce care a spus: oprește, și nu pleca mai departe. Am înghețat. Nu poate la 11 noapte să-ți vorbească altcineva decât el.
Și am rămas pe loc, am înghețat, am pus piciorul pe frână. La 4 metri în față de pe bulevard a țâșnit cu farurile stinse o mașină. Într-o viteză extraordinară, care avea prioritate, că eu n-am făcut stânga, trebuia să o cedez. Și în momentul în care am calculat, impactul ar fi fost că m-ar fi spulberat omul acela cu mașina. Am ascultat și am rămas pe loc. Și atunci am știut că Dumnezeu mi-a dat viață. Funcție de cum vei asculta ce spune Dumnezeu din cer, așa va fi viața ta. Ce ciudate dopuri în urechi avem. Ne spune Dumnezeu în fiecare zi, rugați-vă și nu vă lăsați. Citiți cuvintele mele și luați făgăduințele mele și ne uităm mereu și mereu pe nenorocitul ăla de laptop și ne uităm mereu în fiecare dimineață și ne trezim cu capul la știri. Ce să spună știrile? A mai murit unul aseară pe stradă. Au mai căzut doi ieri. S-a mai aruncat unul de la etaj. Aș vrea să citești dimineață cuvântul care spune și iată că eu voi fi cu tine în fiecare zi. N-auzim ce spun. Biata mama albit. Nu mai știe cum să o spună. A spus-o cu blândețe, a spus-o dându-ne ciocolată, a spus dându-ne poate hainele pe care le-am dorit și tu n-am ascultat-o. Și ne-am nerocit viețile. Nu mai știe bietul taică-tu cum să spună. Palmele lui sunt pline de bătături, nu mai știe, care deja două, trei servicii. Nu mai poate fi romantic. El nu mai poate să fie omul care să stea de vorbă cu tine. Pentru că nu mai știe bine, seara cade cu un butuc în casă. Că așa e în România. Noi nu suntem americani. Noi nu avem filme din ele americane în care tata stă cu fiul și discută ore în șir. Că aici trebuie să muncești pe pământul ăsta. N-auzim. N-auzim sfaturile pe care ne-a dat Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu a tăcut vreodată? Credeți că Dumnezeu n-a vorbit fiecăruia dintre noi? Crezi că Dumnezeu nu-ți spune în seara asta ce să faci? Crezi că Dumnezeu nu ți-a deschis ușa îndurării lui și a spus, uite, calea, mergi pe ea? O, Doamne Iisus, în atâtea rânduri ne-ai vorbit. În atâtea rânduri ne-ai vorbit. Ne-ai dat vise. Ne-ai vorbit prin pâinea pe care ne-ai dat-o. Ne-ai vorbit prin cancerul pe care l-ai vindecat. Ne-ai vorbit prin prietenii pe care i-ai trimis. Ne-ai vorbit prin cântările care au fost înălțate. Câte ori ne-ai vorbit? Nu auzim. Pentru că asta ne va împărți la sfârșit. La sfârșit Dumnezeu va spune, am fost același Dumnezeu care ți-am vorbit și ție ca și celuilalt. Tu n-ai auzit, prietene. Tu n-ai auzit. Celălalt, când stătea pe cruce, a zis, ce spune omul ăsta? Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cum adică, zice el? Ei străpus în mâini și în picioare, ca și noi. Cum adică, zice? Ba în plus, pe noi nu ne ocărăsc cum îl ocărăsc pe el. Zice, noi n-am fost bătuți în felul în care a fost bătut el. Este pur și simplu sfârtecat. Zice, cum adică? Pe el îl ocărăsc, pe el l-au bătut, în batjocuri i-au pus și o coroană de spini pe cap și străpuns în mâini și picioare, când mai are câteva ore să moară, el se roagă pentru călăii lui și strigă de pe cruce, tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Când singurul gând pe care am este acela să-i blestem pe cei ce mă ocărăsc, pe aceia care sunt jos la piciorul crucii și nu sunt mai puțin vinovați decât mine, și el pe cruce în aceste momente de chin, în aceste momente în care pur și simplu a fost târât aici, el strigă, tată, iartă-i că și nu știu ce fac? Credeți voi vreodată că Dumnezeu din cer vine la noi ca să ne ia fericirea? Ați auzit vreodată de un Dumnezeu care ne jefuiește? De ce avem mai bun? Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu al divorțurilor. E un Dumnezeu al unei singure neveste și a unui singur soț. Asta învață Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru spune să nu avortezi copilul, că nu suntem câini. Dumnezeul nostru spune să-ți păstrezi copilul. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care spune să lupți pentru cel de lângă tine. Este Dumnezeul care te face să te ridici în autobuz și să lași loc unui bătrân. Este Dumnezeu care spune, muncește pe pământul acesta și eu te voi binecuvânta și mâinile tale vor fi binecuvântate. Nu trândăvi! Asta spune Dumnezeul nostru. Când îl asculți pe El, îți dai seama că tot ce spune Dumnezeu duce la fericire. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care spune, nu ți rosi tinerețea curvind, nu ți rosi tinerețea stând și băgând capul în ecran și lăsând ca toate aceste lucruri să-ți schimbe tot sufletul tău. Nu te spurca, zice cuvântul lui Dumnezeu. E rău ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? O doamnă s-a dus odată la un ordin al unor căluguri. Și ce-au făcut oamenii ăștia? S-au hotărât să nu mai vorbească. Au zis ei, domnule, deci noi nu mai considerăm că e nimic de vorbit pe pământul ăsta.
Și gata, noi ne-am hotărât, tăcem. De acum și până murim. Și doamna aceasta, reporteriță, s-a dus și cu mare greutate a reușit să obțină un interviu. S-a dus să intervieveze pe un călugăr și i-a pus această întrebare. Zice, domnule, zice, tu dacă la sfârșitul vieții îți dai seama că Dumnezeu nu există și tu ai tăcut degeaba, zice, nici n-ai vorbit și ai și tăcut, zice, nu să-ți pară rău. La care dânsul și-a ridicat privirea și a zis, auziți, doamnă, unele lucruri în viață merită să fie făcute și dacă n-ar fi Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu mă învață lucrurile acestea și am văzut că ele îmi aduc folos vieții mele, zice, n-am câștigat. Cine învață Scriptura? Să faci glume proaste? Cine învață Scriptura? Să stai dimineața în pat până la 11? Cine învață Scriptura? Să copiezi la examen și după aceea să ieși afară să dai mare că luați 10? Cine învață Scriptura? Să mergi ca un păun în lumea aceasta lăudându-te cu ce nu-i al tău? Cine învață Scriptura? Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Binecuvântați pe Domnul în orice vreme. Cine învață Scriptura? Iubește-ți mama, cinstește mama și tata. Cine învață Scriptura? Iubește-ți țara, neamul și poporul. Sfinții din țară, e bogăția lui Dumnezeu. Cine învață Scriptura? Ce face Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu? Ce ne spune Dumnezeu? Ce ne spune oameni buni Dumnezeu? Rugați-vă ca țara aceasta să nu cadă sub puterea apelor și a cutremurului și al nămeților. Rugați-vă pentru vecinii voștri, rugați-vă pentru mai mari voștri, rugați-vă pentru cei ce vor fi înălțați îndrăgătoriți. Ce învață Scriptura? Asta învață Scriptura. Întotdeauna, dragii mei, în viață, destinul nostru se va orienta după cum am avut urechi de auzit. Să audă oricine ce are de spus în această seară Dumnezeu. Și ce a spus omul acesta, tâlharul? Zice, pe pământul acesta am băgat de seamă un lucru. Dacă îți dă unul o palmă, ție-ți vine să-ți dai un pumn. Dacă unul ți-a un lucru, numai că tu îi dai înapoi, de mai dai și foc la ceea ce are. Și pe pământul acesta am băgat de seamă că omul e rău, zice el. Eu am băgat de seamă că pe pământul acesta, dacă cuiva, dacă te atingi de cineva, să vezi cum se atinge el de tine. N-ați băgat de seamă lucrul ăsta. Poate că voi în Timișoara nu. Vreți să vă spun eu cum e în București? Ferească Dumnezeu să claxoneze pe cineva în trafic. Vai și amar. Dacă nu ești atent și nu semnalizezi de la 2 km că vrei să schimbi banda și o faci brusc, vine unul și te claxonează și dacă nu ești atent, mai coboară și mai dă și cu bâta în tine. Atât de nervoși oamenii ce n-ai văzut. Atât de răi oamenii ce n-ai văzut. Atât de iuți la mânie ce n-ai văzut. Și omul acesta stă și s-a uitat și a zis, zice, nu zici, nu se poate așa ceva. Zice, eu n-am văzut pe nimeni pe pământul acesta care atunci când este atins în dreptul lui să zică, Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. A zis omul acesta, cuvintele acestea nu le putea rosti nici un pământean. Cuvintele acestea nu puteau fi rostite decât de unul care vine de sus. Nu poate omul să facă lucrul ăsta. Ascultă-mă, omule, tu nu vei putea ierta niciodată. De 10 ori poți să-ți promiți că o să ierți, nu o să poți. De 10 ori să-ți promiți că te schimbi și te lași de rău, nu o să poți. Este nevoie de putere lăuntrică. Este nevoie de ajutorul lui. Este nevoie de cel venit de sus. Un al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este următorul. Și va trebui, dragii mei, să înțelegeți că în viață, după cum asculți, așa va fi destinul. N-ai urechi de auzit, să știi că vei rata intrarea în rai. Un al doilea lucru este acesta. Să știți că o mare putere o are în viață spiritul gregar sau spiritul de turmă. Deci, aș vrea să vă uitați în Sfânta Scriptură și o să vedeți că se întâmplă lucru ciudat acolo. Preoții își băteau joc de Iisus. Fruntașii își băteau joc de Iisus. Oștenii își băteau joc de Iisus. Trecătorii dădeau din cap și își băteau joc de Iisus. Și atunci tu care stai pe cruce, ce să faci? Îți bați și tu joc de Iisus. Ca asta a făcut unul dintre tâlhari. L-a înfruntat și și-a bătut și el joc de Iisus. Dacă cel din stânga își bate joc, dacă cel din dreapta își bate joc, dacă în viața aceasta stai într-un grup care face anumite lucruri, te vei trezi că le faci și tu, prietene.
Și să știți lucrul ăsta. Spune-mi cu cine ești prieten și am să spun cine ești. Cu cine te însoțești. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune, dacă le ai. Dacă nu le ai, le întărește pe cele rele. Pe pământul acesta să stai lângă oamenii lui Dumnezeu e cheia. Pe pământul acesta să stai lângă oamenii sfinți e cheia. Stați lângă oameni cu vise sfinte. Stați lângă oameni cu cuvinte sfinte. Stați lângă oameni cu suflete curate. Stați lângă oameni care vă dau sfaturi bune. Știți de ce ne muiem în viața aceasta? Tu mă înveți pe mine și eu te învăț pe tine. Pasiunea ta devine pasiunea mea și patima ta devine patima mea. Îmi iau tinerii cu mine și poimine când o să fim la biserica, că Dumnezeu ne ajută, vin vreo 2 microbuzuri din București. Duminică când am plecat, iar am plecat cu un grup mare de tineri. Știți de ce aici sunt lângă mine? Pentru că vreau să-i atingă Dumnezeu. Vreau să stau lângă ei, pentru că aș vrea să mă cheltuiesc și să mă investesc în ei. Nu-i nimic mai sfânt pe pământul acesta. Știți cum veți birui moartea? Investiți-vă în oameni și cheltuiți-vă. Risipiți-vă în oameni, ca și peste 20 de ani să se spună, fratele Florin a făcut o rugăciune cândva. Asta aș dori. Când o să ajung în cerul lui Dumnezeu, știți cum mi-am închipuit eu cerul și raiul? Mi-am închipuit că acolo, mergând în cer, o să mă întâlnesc cu dumneata. Și dumneata o să spui, știi cine sunt eu? Și o să spun, nu știu. Și atunci o să spună, păi dar n-avem noi o veșnicie să povestim. Deci eu sunt unul de la poarta cerului. Ai venit în seara aceea și ai spus o vorbă. Și vorba aia pe mine m-a ajutat. Și m-am lipit mai mult de Dumnezeu. Și în seara ne-am rugat împreună. Și pentru rugăciunea aceea sunt și eu astăzi aici. Și atunci o să săltăm de bucurie în cer și o să spunem aleluia, a Domnului să fie slavă, să-i seraiu. Să stăm să povestim ce am făcut pe pământul acesta pentru Domnul, cum te-ai rugat pentru mine și m-am rugat pentru tine, cum ai trăit pe pământul acesta pentru Dumnezeu. Asta vom face, vom povesti și vom lăuda numele lui Dumnezeu în cer. Asta cred eu că vom face acolo. Și aș vrea să mă întâlnesc cu toți aceia pentru care m-am rugat, am o listă lungă. Și aș vrea să mă întâlnesc cu toți aceia care s-au rugat pentru mine, că de-aia stau în picioare. Datorită rugăciunilor pe care le fac oamenii lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Hai să vă spun, dragii mei, că pe pământul acesta spiritul gregar spune foarte multe. O să spun, mă întâlnesc cu unii și cu alții. A fost o tânără care a venit la mine 16 ani și zice, frate, zice, vreau să fac o rugăciune pentru mine, pentru că, zice, vreau să, zice, eu am un prieten, vreau să fiu prietenă cu cineva, adică să fiu prietenă. Și nu e cam de vreme, mă, la 16 ani. Zic, dar ce faci tu la 16 ani, adică prietenul este în vederea căsătoriei, adică, nu, adică dacă tot încep ceva, să ducă undeva, începem ceva și nu duce nicăieri, păi și am spus, dar de ce vrei tu să ai prieten la 16 ani? Așa, frate, cum așa, dar de ce faci lucruri care sunt așa și așa? Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, verificați tot ce este în viața voastră și dacă merită sau nu merită. Am fost în atâtea țări în lumea aceasta și am stat de vorbă cu atâția tineri. Când am fost în Paris, a trebuit să începem programul la 8. Știți de ce începem programul la 8? Pentru că dimineața până seara sunt pe șantier. Când am stat de vorbă cu ei și le-am spus, mă, dar de ce ești tu aici? Păi frate, zice, asta este, zice, eu sunt aici din voia lui Dumnezeu. Păi, dar povestește-mi cum e voia asta lui Dumnezeu, că eu sunt interesat. Păi ce, verișorul meu Costel m-a chemat să pun niște grese aici, zice, și atunci m-am dus și eu. Păi, mă, ce treabă are Dumnezeu cu gresia, mă? Păi ce Dumnezeu te pune în genunchi să pui grese cu chit în Franța, mă? Eu nu înțeleg asta voia lui Dumnezeu. Adică atâtea de multe lucruri în viață le facem fără să înțelegem de ce le facem. Mă, oameni, vreau să vă întreb un lucru. Voi credeți că Dumnezeul nostru are nevoie de pașaport de Paris ca să binecuvânteze? Dumnezeul nostru este viu în vecii vecilor și în România. Dumnezeu poate să crape stânca să-mi dea apă și să-mi pună pâine pe masă. Dar pentru asta eu trebuie să mă încred în Dumnezeu. Care-s vocile astea care în viață spun să faci una așa? Dar de ce să fac una așa alta? Fă, frate, facultatea aceea. Jumate dintre voi sunteți bezmetici. V-ați luat o facultate pentru că nici nu știți ce v-ați luat acolo. Nu v-ați rugat, n-ați postit, nu știți, nu v-ați întrebat inima, nu v-a dat răspuns Dumnezeu. Dar s-a dus acolo și Vasilică și îmi plac ochii lui. Dar ce să fii de bine? Faci o facultate aiurea. Prin anul 2 te trezești că nu-ți mai place facultatea. Și atâtea lucruri în viață le pierdem. N-am timp de pierdut. E așa de puțin timp la dispoziție. Și pentru asta va trebui să știți în viață pe cine urmați. Și vă spun eu pe cineva pe care să-l urmați și nu veți regreta. Mergeți pe urmele lui Iisus Hristos.
Încercați să vă făuriți viața aceasta după ce spune Domnul că este important. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte vor fi date pe deasupra. Stau și stau de vorbă cu oameni și îmi spun oamenii, frate, mă usuc, zice, eu nu mai pot, zice, eu simt că nu mă mai pot ruga, eu nu mai pot cânta. De ce mai oameni buni? Și când stau de vorbă îmi dau seama că este într-un serviciu pe care el l-a ales, acolo, eu știu cum a fost, când nu aveam ce să fac, m-a trebuit să mă angajez portar. Eram anul 3 de facultate, m-am angajat portar, pentru că m-am căsătorit. Nu poți să-i spui soției tale, Domnul e păstorul meu, trebuie să duci acasă mâncare. Nu poți să-i spui cântece, nu? Numai harul, numai harul, pe harul, bun, slăviți să fie Dumnezeu, dar trebuie să fie om serios. Dacă o iubești, o iubești cu fapta și cu adevărul. Trebuie să duci acasă și ceva. Nu poți să-i spui numai, cântăm acum 909 din harfe. Zice, serios, ce ești tu? Mihai Eminescu în varianta penticostală? Spui poezii sub clar de lună? Nu merge în felul ăsta. Și când m-am dus acolo și am fost portar, eu mă duc cu Biblia, m-am dus cu ale mele, cum știu eu? Mă rugam și ori venit ăștia, ori da nevală șoferii. Dumnezeu să mă ierte, șoferii pocăiți ori fi cum ori fi, dar ăștia care nu-s pocăiți, n-ați văzut așa ceva, e un specimen rar sub soare. Au intrat aia în ghereta mea, care și așa era o gheretă, ce să vă spun, nici masa nu încăpea. Și au început să vorbească, dă-i și în sus, și toată anatomia am învățat-o. Dar nu în partea aia care mi-am dorit-o eu. Abar n-aveau, n-aveau decât câteva lucruri știau din anatomie. Și dă-i în sus și dă-i în jos. Și la un moment dat, și ce am făcut, oameni buni? Le-am spus, băi, cine-i portar aici, voi sau eu? Tu ești portar, ieșiți afară, am zis. Mă-i prind pe niciunul dintre voi cu gura asta spurcată a voastră. Ce stiu aici, coșul vostru de gunoi? Dumnezeu a zis că eu sunt un vas de cinste. Ce turnați voi gunoaiele astea în mine? Afară! Și la mine era cald. Ce credeți că au făcut? Fermoar la gură. Și uite, așa au început și ei să asculte, să schimbe. Dar de ce? Pentru că Biblia spune în felul următor că în viață vei nimeri calea spre rai dacă vei avea puterea să iei o hotărâre, o atitudine. Biblia spune în felul următor, dar celălalt l-a înfruntat. Și a zis, mă, nu ți-e ție rușine, mă. Tu vorbești, mă, în felul ăsta, mă. Cum poți tu să spui vorbele astea, mă, despre omul ăsta, mă? Cum poți tu să bățiocorești, mă, pe acest om care n-a făcut nimic rău, mă? Cum poți tu să gândești în felul ăsta, zice? L-a înfruntat. S-a uitat Iisus Hristos la el și a zis, te iubesc. Te iubesc, zice el. M-am săturat de creștini de plastelină. M-am săturat de oamenii care nu au o direcție în viață. M-am săturat de aceia care nu pot să calce hotărât. Dumnezeu vrea să fim serioși. Dumnezeu vrea să fim oameni stăruitori în alergarea care ne stă înainte. Nu niște emoții din acestea în acorduri de chitară. L-am apucat pe Hristos pentru că Hristos m-a apucat pe mine. Pot să se clatine dealurile și munții. Dragostea lui nu se desparte de mine. Și nici o de el. Dacă spunea Feodor Dostoievski, spunea în felul următor, dacă pe patul de moarte mi-ar spune cineva că Hristos nu este adevărul, m-aș despărți de adevăr și aș rămâne cu Hristos. Nu poți să-mi spui tu mie și nu mă poți schimba tu pe mine, pentru că Hristos Iisus este mântuirea sufletului meu. O să vină oamenii cu atâtea lucruri. O să vă zic oamenii în fel și chip. O să vă zic oamenii că sunteți oameni fără minte. Oameni buni, mai bine fără minte, dar în cer. Decât să am minte cum au ei și să ajung în spitalul de nebuni. Și să ajung să fiu un bolnav. Să ajung să fiu un om pe pământul acesta care abia știrie viețile, viața. Mai bine să fiu fără minte, dacă asta înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Și vă spun un lucru, îi multă minte și ai nevoie de multă minte să rămâi credincios. Pe pământul acesta, dragii mei, va trebui să luați o atitudine și va trebui să spuneți negru în față sau alb în față sau verde în față, cum vreți voi. Dar vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu mai jonglați între lucrurile acestea. Odată pentru totdeauna în numele Domnului, puneți piciorul în pământ și spuneți, Doamne, nu se mai poate în felul ăsta. Eu trebuie să stau de vorbă. Vă e frică de cel din stânga, vă e frică de cel din dreapta. Am avut atâtea lucruri și atâtea situații în biserică, stăteam de vorbă cu oameni care au zis, ce frate, eu m-aș pocăi, zice, dar nu știu ce o să zică șeful, nu știu ce o să zică vecinul, nu știu ce o să zică mama, nu știu ce o să zică tata. Când eu m-am pocăit, știu ce a zis mama și tata. Ori veni și mi-au tras oameni de bătaie, de n-am știut de mine. M-au trântit cu scaunul meu în spate. Și m-am plecat și să fiu sănătos, asta e bun. Și am mers înainte. Și după 4 ani de zile, mi-au spus, ne-ai făcut rușine, ne-ai nenorocit. Au zis tot felul de lucrurile. Și ce mi-a spus mama într-o zi? A zis, ascultă-mă, zice, am fost o femeie nebună. Credința ta este o credință adevărată. Și mama mi-a zis, să nu te lași niciodată de credința ta.
și să mergi înainte cu Dumnezeul tău. Va veni ziua când oamenii vor vedea că hotărârea pe care o ai în tine nu este o emoție, dar să fii un om consecvent în alegerile tale. Dumnezeu din cer când se uită la noi se miră. Că Dumnezeu n-a renunțat în nicio zi să-ți facă bine. Îndurările lui se înnoiesc în fiecare dimineață. Și bunătatea lui este așa de mare. Și nu atât de slab și atât de inconsecvenți. Alergăm o vreme cu Dumnezeu și ne oprim. Și ne biruie obiceiurile vechi și patimile la care renunțaserăm. Și suntem oameni de conjunctură și de circumstanță. Noi nu avem un Dumnezeu de duminică. Nu avem un Dumnezeu de sărbătoare. Avem un Dumnezeu de fiecare zi. Și asta înseamnă să ai o atitudine. Să fii un om hotărât. M-a apucat Dumnezeu pe mine. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a apucat și pe tine. Slăviți să fie Domnul. Pe pământul acesta, dragii mei, așa vom fi în prezența lui Dumnezeu după cât ești tu de hotărât. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să fii hotărât. Să nu te lași biruit de lucruri slabe. Vreau să știți că este o poveste în București. Vreau să nu o știți, dar vă povestesc eu. În București este o nebunie cu rândul ăsta. Cel puțin înainte. Acum mai puțin, dar înainte. Unde era un rând? Veneau oamenii și se așezau la rând. Zice, să te iau la rând. Deci că era rândul mare, să te iau la rând. Se dă ceva, domnule, dacă e rând, se dă ceva. Unul odată a întrebat, care s-a, ce se dă aici? Nu știu, zice el. Păi și atunci, de ce stai, zice? Păi dacă e rând, zice, nu se dă ceva. Păi dar întreabă și tu, de ce stai aici, zice, ca să știm și noi de ce stăm. Și apoi după umăr, pe următoare, zice, dar de ce stai din aici? Zice, nu știu, domnule, dacă era rând, m-am așezat și eu, nu? Că până la urmă, dacă e rând, înseamnă că se dă ceva. Și din unul în altul, o ajuns la primul. Și l-a bătut pe umăr, l-a speriat, s-a întors. Zice, domnule, ce se dă aici? Nu știu, domnule, mi-a fost rău și m-am sprijinit de un stâlp. De cum adică să te duci în viață să urmezi pe oameni care se sprijinesc de un stâlp? Și la sfârșitul vieții să spui, mă, de ce ai trăit tu în felul ăsta? Nu știu, zice el, am crezut că se dă ceva. Ce se dă? Dar să fiți oameni care pe pământul acesta să trăiți hotărâți cu Dumnezeu. Oameni buni, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Ascultați, nu știu cum să spun mai simplu de atâta. Nu știu cum să spun mai simplu de atâta. Există Dumnezeu. Există Rai. Există Duhul Sfânt care ne ajută. Există puterea lui Dumnezeu în fiecare zi. Și într-o zi vom fi în cer cu Dumnezeu în cer. Să nu vă lăsați clătinați în încredințarea voastră. Aveți nevoie de credință. Puțină vreme. Încă puțină vreme. Și cel ce vine va veni. Să nu vă pierdeți dar încrederea voastră. Pe care o așteaptă o mare răsplătire. Slăviți să fie Dumnezeu. Și aș vrea să fiți oameni hotărâți. Aș vrea să fiți oameni plini de putere. S-a uitat celălalt și a zis, hotărât, Doamne, te înfrunt. Tu n-ai dreptate. Omul ăsta e nevinovat. Slăviți să fie Dumnezeu. Și aș vrea să fiți oameni hotărâți. Slavă Domnului! Aș vrea să spun un al treilea lucru și poate unul dintre lucrurile cele mai importante. Deci mai întâi în viață, așa va fi destinul nostru veșnic, după cum știm să ascultăm. Tu n-ai crezut că Dumnezeu vorbește pe mama ta, că ai crezut că mama ta este expirată. Dar să spun un lucru, dragul meu, nimeni nu te iubește ca cea de lângă tine. Și vreau să vă spun un lucru. Mamele noastre, poate, sau mama ta, n-are așa de multe informații. Dar cea mai scurtă cale spre adevăr e dragostea. Când te iubește cineva, va găsi calea spre adevăr și ți-o va spune. În al doilea rând, pe pământul acesta, așa va fi destinul nostru, după cum vom ști în viață, să nu ne luăm după unul și după altul, ci să ne luăm după el. Ai atitudine. Fii un om hotărât. Nu lăsa ca alții să-ți programeze viața. N-am să uit niciodată cum e făurită pământul ăsta. Știți cum este făurit pământul ăsta? Eu am înțeles prima lecție în viață. Știți unde am învățat-o? La grădiniță. La grădiniță ne-au pus în bănci. Și înainte să ne așeze în bănci, știți care a fost întrebarea? La fiecare din noi. Ce-i taicul? M-au întrebat și mine, ce-i taicul? Șofer, pe ultima bancă. Ce-i taicul tu? Șef la prozar, în prima bancă. Și atunci mi-am dat seama că lumea asta e prost făcută. Dar știți ce mi-a spus mie Domnul Iisus? Mi-a zis, bărbatule, până la cer te poți duce cu credința ta. N-are importanță ce ești în ochii lumii. Dacă vrei, poți să te duci cu mine cât de sus. Dacă vrei, mai poți posti o zi. Dacă vrei, mai poți te mai rogi încă 5 minute. De tine depinde. Dumnezeul meu e un Dumnezeu care mă duce cât de sus vreau eu. Cât de sus îmi doresc să fiu. Dar pentru asta, rupe-te. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, luați o hotărâre.
Rupeți cu tot ceea ce știți că vă îndepărtează de Domnul și nu mai mergeți după oameni. Nu mai mergeți după oameni, mergeți după Iisus. Sau dacă stați împreună cu oamenii, asigurați-vă că sunt oamenii sfinți. Și al treilea lucru în această seară, cu care și vreau să închei, spre bucuria voastră, este următorul. Iubiții Domnului, dumneavoastră știți de ce Dumnezeu nu-i prezent în viața noastră de multe ori? Spunea Alex de modul în care a fost vindecat și vreau să vă spun un lucru, nu doar el. Atâția oameni în biserică. La cină când rotesc privirea, eu nu iau cina niciodată cu ochii închiși. Eu iau cina cu ochii deschiși larg. Pentru că mă uit la fiecare chip și mi-aduc aminte când a venit în biserică. Mi-aduc aminte de poveste. Mi-aduc aminte de greutăți. Mă uit la ei și dau laudă lui Dumnezeu pentru fiecare. În atâtea împrejurări ale vieții, mi-am dat seama de ce Dumnezeu nu lucrează. Noi nu știm cine este Dumnezeu. Noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. O să spuneți, nu e adevărat, frate. Vă spun că e adevărat. Zice că unul dintre tâlhari, cel care n-a găsit ușa raiului, a zis în felul următor, mântuiește-ne pe noi. Și el și-a dorit mântuirea. Și-a adăugat, dă-te jos de pe cruce, mântuiește pe tine și mântuiește pe noi. Ce vrei tu, mă băiete? Avea să-i zică Iisus. Zice, dacă tu ești Dumnezeu, scoate-mi cuile din mână. Dacă ești Dumnezeu, scoate-mi piroanele din picioare. Să mă pot da jos. Și ce să faci? Să mă duc să fac ce am făcut și înainte. Vreau un Iisus care să-mi rezolve problemele. Vreau un Iisus care să-mi șteargă datoriile din banc. Vreau un Iisus care să repare relația mea pe care eu am distrus-o. Eu nu trebuie să mă schimb, numai să-mi o repare. Vin la biserică când mi-e copilul bolnav. Copilul nu mai are nicio șansă, vin la biserică. L-am descoperit subit pe Dumnezeu. Vrem un Dumnezeu tip poliță casco, o asigurare pentru binele și fericirea pământului. Dă-te jos de pe cruce, mântuiește-ne pe noi. Ce însemna pentru el mântuirea? O mântuire pământească. Avem un Iisus care de fapt este un alt fel de hocus pocus. Întâi nu ne-a mers cu hocus pocus, nu ne-a mers nici cu altele și acum încercăm cu Iisus. Viața aceasta nu este o viață în care să găsești o rețetă magică, cum să-ți fie ție bine. Viața aceasta nu ne face să fim Ilena Cosânzeana și Făt Frumos. Când Dumnezeu a venit pe pământul acesta, Dumnezeu a spus un singur lucru. Eu am venit să aduc lumină în întuneric. Am venit să ridic pe aceia care zăceau sub puterea morții. Am venit să aduc mântuire sufletului vostru. Am venit să vă duc în raiul lui Dumnezeu. Am venit să vă spun că ușa raiului e deschisă larg. Am venit să vă urez despre împărăția cea veșnică. Atâți dintre noi căutăm un Iisus al pâinii. Căutăm un Iisus care să ne dea răspunsuri facile la întrebările grele ale vieții. Vrem examene fără trudă. Vrem fericire fără să investim în noi. Vrem un soț care să fie bun, fără să ne băgăm de seamă că oferta noastră e jalnică. Dumnezeul în care cred eu este un Dumnezeu care întâi de toate ne dă o mântuire cerească. Slăvit să fie El. Când s-a uitat tâlharul, a zis, dă-te jos de pe cruce, mântuiește pe tine, mântuiește-ne și pe noi. Adică, cu alte cuvinte, dă-mă jos de pe cruce să pot să-mi iau viața de unde a lăsat-o. Dacă ai venit în seara aceasta, dragul meu, doar la un Iisus poliță de asigurare, o să spun un lucru. Într-un mod ciudat o să o facă. Nu știu de ce gândește în felul ăsta, de multe ori m-am certat cu el. Am văzut atâția oameni care au primit de la Dumnezeu binele. A venit femeia și s-a dus pe dinapoi a lui și s-a atins de poala hainei pentru că zicea, dacă m-aș putea atinge de poala hainei sale, zice, boala mea ar fi tămăduită. Cumva s-a prins și cumva spune că în momentul acela, îndată a secat izvorul sângelui și boala ei a fost tămăduită. Și când a dat să plece, furișându-se, că ăștia suntem noi, hoții lui Dumnezeu, furăm cât putem de la Dumnezeu și după aceea ne ducem să trăim viața cum vrem noi. Am vrut să mai fur o bucată de plăcintă din ceea ce se numește Hristos. Dumnezeu a oprit-o și a zis, cine este cea care s-a atins de mine? Și băgați de seamă pronumele. N-a zis cine este cel, pentru că el știe. Ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Numai că Hristos a zis, sunteți mulți în seara asta, dar nu oricine mă atinge. Pentru că să-L atingi pe Iisus nu înseamnă să pui mâna pe El. Să-L atingi pe Iisus nu înseamnă să înveți niște cântece. Să-L atingi pe Iisus nu înseamnă să iei chitara în mână. Să-L atingi pe Hristos înseamnă să ai credință. Și a zis, cine este cea care s-a atins de mine? Și femeia tremurând și înfricoșată a venit și s-a aruncat la picioarele lui și a zis că poate dacă nu recunosc, zice el, dacă nu recunosc, zice ea, poate că mi-a vindecarea. Și atunci femeia înfricoșată a zis, eu sunt cea care s-a atins de tine. Și Hristos ce i-a spus? I-a zis, femeie, ai venit să iei puținul pe care eu l-am.
puținul pe care eu l-am. Pentru că vindecarea este puținul pe care eu l-am. Pâinea pe care o doresc este puținul pe care eu l-am. Și voi alergați după puținul meu. Dar i-a zis, fică! Când a rostit cuvântul fică, a zis, tu de vindecarea asta ție nu-ți pasă. Ție nu ți-a păsat niciodată de vindecarea asta. Că Dumnezeu din cer vrea să te facă copilul lui. Că vrea să te numească fiu și fică. Niciodată nu ne-a păsat de ceea ce are cu adevărat el să ne ofere. Și a zis, fică, credința ta te-a mântuit. Eu vreau să-ți dau totul, nu puținul. Pâinea e puținul, vindecarea e puținul meu. Dar de ce eu am venit să vă dau vouă mântuirea sufletului vostru? Am venit să vă scot de sub legea aceasta cu care vă ține încătușați cel rău. Am venit să vă eliberez de umbrele voastre, de angoastele voastre. Am venit să vă spun în seara aceasta că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care curăță, spală și ne face copii de Dumnezeu. Vrei încă un raft plin în debara? Vrei încă ceva în viața ta? Mai vrei să mai ai niște bani? Îi vei obține și Satana te poate ajuta. Un singur lucru nu-ți va da cel rău. Nu-ți va da demnitate de copil de Dumnezeu. Să stai cu fruntea sus și în orice clipă să spui și dacă avionul ăsta nu mai aterizează, eu sunt al lui Dumnezeu și mă duc acasă. Și dacă nu mă mai trezesc în seara asta, mă voi trezi în raiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să dea mântuire sufletului nostru. Și când s-a întors, zice că cel tâlharul care a fost înfruntat a tăcut. N-a mai zis nimic. Celălalt a zis, eu mi-am încheiat socotelele cu viața. Pe mine nu mă mai interesează dacă mă mai dau jos de pe cruce sau nu. Zice, pentru mine este drept ce s-a întâmplat. Și drept este, zice, să plătesc. Dar Hristoase, vreau un lucru să te rog. Pe tine, acel care stai pe cruce și ai rostit cuvintele acestea, care mi-au străpuns inima, cuvinte care nu le-am găsit pe buzele nimănui. Că am ascultat ce ai zis. Nimeni nu poate să spună decât dacă e din Dumnezeu ce ai zis tu. Și a zis, mine nu mă interesează decât un singur lucru. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Că nu mai am nimic, zice el. Nu mai îmi trebuie pământul ăsta. Sunt gata, zice, să plec. Sunt gata, mă desprind, mă despart. Nu mai vreau lucrul ăsta. Dar îmi doresc un singur lucru. Pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. Adu-ți aminte de mine, Doamne. Măcar acolo sus, dacă jos n-a fost cu putință. Și Hristos s-a uitat la el și a zis, zice, tu ai ascultat ce am zis eu. Am ascultat, Doamne. Tu zici, ai luat o atitudine, că l-ai înfruntat pe cel lângă tine. Da, Doamne, că eu s-o tărât. Și zice, tu-ți dorești mai mult cerul decât pământul tău. Ducă-se pământul cu tot ce e pe el. Îmi doresc cerul. Uite-te în ochii mei, cum a putut să se uite. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine. Se bat teologii să găsească tot felul de explicații. Adevărat îți spun astăzi, virgulă, vei fi cu mine în rai. Că astăzi, cuvântul astăzi, nu iese, că el a stat 3 zile în mormânt. Ascultați ce vă spun în seara asta. Nu-mi pasă. Nu caut virgule. Dacă Dumnezeu vrea să facă ferestre în cer, Dumnezeu face ferestre în cer. Credința înseamnă o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. N-am nevoie de explicații pământești ca să cred în ele. Când i-a zis, astăzi vei fi cu mine în rai, nu știu cum a făcut, dar astăzi a fost cu el în rai. Dumnezeul meu nu minte și Dumnezeul meu nu înșală. S-a întâmplat ceva imediat după momentul acela. Și am să vă citesc ce s-a întâmplat. Imediat, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos, după ce a murit, a coborât în locuința morților, a luat cheile locuinții morții, a supus moartea, afrând boldul morții și s-a ridicat în slav. Și spune Biblia ce se întâmplă. Porți, ridicați-vă capetele. Ridicați-vă, porți veșnice, capetele. De ce, au întrebat porțile, ca să intre împăratul slavei? Cine este acest împărat al slavei? Domnul, cel tare și puternic. Domnul, cel vitează în lupte. Și numele lui este
Ziceți voi. Dar cine-i mogâldeața asta de aici? Ăsta cine-i? Ăsta cine-i? Umbra asta care vine lângă tine, ghemuit, cu capul în jos. Cine-i? Zice, el e primul meu rod. Vino, zice, tu tâlhar pe pământ și sfânt în rai. Vino, zice, pentru că eu ți-am promis că astăzi vei fi cu mine în rai. Eu nu intru fără tine, ci mergem împreună. Și acea mogâldeață a intrat în raiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a avut urechi să audă. Și a înțeles că atunci când vorbește Dumnezeu trebuie să-ți deschizi urechile și inima. Pentru că am zis, pe pământul acesta eu mi-aleg o direcție și direcția mea este credința, zice el. Și pentru că a zis, Doamne, dau totul. Tu ești comara după care alerga sufletul meu. Aș vrea să închei. Dacă mă poți ajuta, mă poți ajuta. Cineva m-a întrebat odată supărat, frate, dar de ce pui, zice, să cânte pianul la sfârșit? Zice, îți place ție așa să faci spectacol? Foarte încet, să ne chinuim să auzim. I-am spus nu, ci pentru că în Biblie, în Vechiul Testament, se spune că într-un moment greu, când a fost întrebat, Samuel a zis, n-am niciun răspuns din partea Domnului, dar aduceți o harfă și puneți un cântăreț să cânte. Și a închis ochii. Ce fac Samuel? Mă conectez la Domnul, zice el. Pentru că acum nu mai este nevoie doar de o predică, acum e nevoie de duh profetic. Și predicatorul trebuie să aibă duh profetic. Tu asculți ce spune Dumnezeu. Dumneavoastră știți că Dumnezeu într-o zi o să spună grosimea zidului tău e din ce în ce mai mare. În fiecare zi tu mai pui încă cărămizi la zidul acesta al neascultării. Doamne, când m-am născut era vocea ta o cascadă, era un tumult, îmi vorbeai și te auzeam. Cu fiecare zi vocea ta e mai stinsă. Doamne, de ce e stinsă vocea ta? O, nu, dragul meu, eu strig la fel ca în prima zi, ca un leu. Tu ești mai departe. Zidul tău e din ce în ce mai gros. Biblia spune că noi zidim acest zid prin păcatele noastre. Eu vorbesc la fel și ieri, și azi, și mâine, și în vecii vecilor, amin. Și în dragoste nu voi tăcea niciodată. De dragul Sionului, de dragul tău voi vorbi. Numai că tu ești din ce în ce mai departe. Tu n-auzi. Am venit la tine în atâtea rânduri și n-ai ascultat. Te-ai luat după cei mulți și ai făcut ceea ce n-ai vrut. Și ai făcut ceea ce crezut că poate că este bine. Și te-ai trezit departe. Ne-am nenorocit poate atâtea lucruri în viață pentru că n-am știut să ascultăm de cine trebuie. Știți că niciun om nu bea de unul singur? Rari oameni care beau de unul singur. Știi cu cine beau? Cu prieteni. Oamenii beau în doi, în trei, în cinci. Când te-ai luat de prima țigară, ai avut o revelație tu? Ți-a pus-o cineva în mână, nu? Ia și tu, mă, ce ești papă lapte? Trage o țigară, zici. Ce, numai tu trebuie să fii? Și alții ți-au pus țigara în mână. Și prostiile care le facem în viață, le facem pentru că ascultăm de oameni, în loc să ascultăm de Dumnezeu. Și va trebui să înțelegi pe pământul acesta că va trebui să te întrebi în seara asta ce-ți dorești mai mult. Ascultați-mă. Când Iisus Hristos a coborât pe pământul acesta, l-a întrebat pe Dumnezeu Tatăl așa. Zice, Tatăl, care sunt cele mai slabe lucruri ale pământului? Cele mai slabe lucruri ale pământului? Da. Păi că cel mai slab lucru al pământului e să fii rob. Toți vor să fie șefi. Niciunul nu-i place să fie rob. Rob e cel mai urât lucru pe pământ. Și care e cel mai slab animal pe pământ? Mielul, zici. Ăsta nu mușcă, nu înțeapă, nu... Mielul. Bleg, ca o mel. Da, zice el. Și care e cel mai de disprețuit lucru pe pământul ăsta? Zice, nimic nu-i mai rușinos ca cruce. Cel mai urât lucru. Ce mă duc pe pământ. Mă duc să trăiesc într-un fel în care cuvântul rob să ajungă să fie cel mai înalt cuvânt. Când se spune robul lui Dumnezeu, se spune cea mai înaltă virtute a tuturor timpurilor. Până într-acolo încât oamenii, când mor, scriu aici, odihnește robul lui Dumnezeu. Nimeni nu îndrăznește să plece fără cruce la cimitir și fără să scrie aici, odihnește robul lui Dumnezeu. Probabil ultima minciună a vieții tale. Ce faci tu cu crucea? Mă duc și o pun la cimitir. De ce? Că pe ea a stat Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel mai rușinos lucru are să devină cel mai înalt premiu. Ați înțeles cum a trăit Iisus Hristos? A schimbat generații. A schimbat fața istoriei. A schimbat totul.
Unul singur poate să facă diferența, dacă e cu Dumnezeu. Ați auzit de Rudolf Höss? Cât ați auzit de Rudolf Höss? Bravo! Ești martorul meu. Omul acesta a fost comandantul lagului din Auschwitz. Știți câți evrei au fost exterminați? 3,5 milioane. 3,5 milioane. În 1947, omul acesta a fost condamnat la moarte prin spânzurătoare. Sentința trebuia să fie adusă în îndeplinire exact în curtea lagărului unde a fost comandant. În 1947. Ciudat este că în ziua execuției, acest om, Rudolf Höss, mergea spre spânzurătoare senin. Au venit reporterii, au venit fotoreporterii să-i facă poză, să vadă un om care pleacă în veșnicie ca un om vinovat de exterminarea 3 milioane 500 de vieți. Când acolo au văzut un om calm, au văzut un om liniștit și au întrebat ce se întâmplă? Cum poate omul ăsta, cum poate conștiința asta lui să, cum se duce el în felul ăsta? Undeva în închisoare, în tot timpul acela al lagărului, a fost un preot care a făcut un lucru interesant. Maximilian Kolbe este numele lui. Și ce a zis el? A zis, decât, zice, să ne asprim sufletul și să mâncăm o travă, haideți în fiecare zi să ne rugăm. Și a adunat pe oameni și s-au rugat. Și ce s-au rugat? Rugăciunea lui Maximilian Kolbe. Doamne, mântuiește sufletul gardienilor. Mântuiește sufletul celor care astăzi ne chinuie. Hristoase, cheamă-i, vorbește-le. Și în fiecare zi zicea, eu cred că oamenii ăștia se vor pocăi. Eu cred că oamenii ăștia se vor pocăi. Auzi ce a gândit omul ăsta. Vreau să vă spun că acolo în lagăr, când au fost luați, pentru că au fost foarte mulți polonezi, un preot dintr-o parohie apropiată, al cărui nume este Vladislav Lon, undeva prin 1940, s-a dus la acest Rudolf și a zis, eu sunt preot, zice el, vă rog frumos să mă lăsați să dau Sfânta Împărtășanie, cina enoriașilor din lagăr. La care ăsta îi zice, ieși afară, zice. Zice, să-mi mulțumești că nu te trimiți pe tine acolo. La care preotul ăsta și ce a făcut? S-a întors și a sărit gardul. A sărit gardul și s-a dus să dea Sfânta Împărtășanie, cina enoriașilor. Să nu fie lipsiți de trupul și sângele Domnului Iisus. L-au prins. L-a băgat Rudolf în, acolo și pentru că acest om știa perfect, Vladislav Lon, știa perfect limba germană, zice, te iert, zice el, dar dacă te mai prind că mai faci așa ceva, zice, te aruncă în lagăr. Era impresionat că i-a vorbit într-o germană perfectă. Acum, în preajma sentinței, Rudolf Höss a așteptat ca cei ce au fost cu el să ia apărarea. El a crezut în ceea ce a gândit. Toți au dat o cotită. Dezgustat, a primit vizita, știți cui, nu? Lui Vladislav Lon. Și a zis, zice, dumneavoastră vă îndreptați spre veșnicie. L-a acceptat pentru că era singurul preot de limbă germană, singurul preot care știa limba germană. Și a zis, dumneavoastră mai aveți puțin și veți fi spânzurat. Nu vreți, zice el, să mă lăsați să vă vorbesc despre Mântuitorul. 2 săptămâni a vorbit zi de zi. La sfârșitul celor 2 săptămâni, omul ăsta s-a prăbușit. A stat aproape o zi întreagă, plângând. Și a scris 3 scrisori. Ciudat este că Rudolf Höss a fost seminarist catolic. În copilărie a visat să facă preot. Dar l-au luat alții. Hai cu noi. Și a ajuns în Gestapo. Și a ajuns și aici a fost. N-a avut urechi să audă. I-a urmat pe alții. N-a avut putere să-și urmeze destinul. A scris mai întâi o scrisoare familiei și a zis în felul următor, zice, aș vrea să știți că l-am regăsit pe Dumnezeu. L-am regăsit pe Dumnezeu. A doua scrisoare a scris-o procurorului și a zis, sunt vinovat și sunt gata să mor pentru fără de legile mele. Și a treia scrisoare a scris-o celor din Poarta Cerurilor, celor din Betel, din București. Și a zis, vreau să știe oricine că eu mor, zice, pentru că sunt vinovat. Eu, zice, am ucis și sunt vinovat. Dar, pentru toate aceste crime, a plătit Iisus Hristos. Și eu, zice el, cred că Iisus Hristos m-a iertat. Știți cum a fost numit Rudolf Höss?
tâlharul modern. Tâlharul modern. Aceeași putere o are sângele lui Iisus Hristos și astăzi. Aceeași putere o are Dumnezeu și astăzi. Dacă a putut să intre omul ăsta cu atâtea milioane de crime pe conștiință, mare este puterea lui Iisus. Dar vă rog, în numele acestui Iisus, astăzi când stăm înaintea lui, deschideți-vă urechile bine. Dumnezeu din cer stă la ușă și bat. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva. Dar vă spun un lucru. Să nu credeți că Dumnezeu e cerșător. Ce face Iisus? Stau la ușă și bat. Bate și apoi pleacă. Și va trebui să auzi bine ce spune astăzi Duhul Sfânt. Schimbă-ți viața. Ascultă ce spune astăzi Dumnezeu. Dumnezeu spune, ridică-te și nu mai trăi cum trăiești. Vreți să faci ceva cu viața ta. Nu poți trăi în felul acesta. Pentru ce a venit Hristos? Hristos n-a venit să te jefuiască de fericire. Hristos a venit să-ți dea adevărata fericire. Mă auzi, femeie, ce spun în seara asta? Soțul tău, vei putea să fii fericit cu el, dar pentru asta trebuie să te întorci la Dumnezeu. Tu, care ești în seara aceasta aici și spui ce voi mânca mâine și se frică de ziua de mâine, Hristos Iisus este Domnul și îți va da pâine pe masă. Întoarce-te la Dumnezeu. Iertați celor ce v-au greșit. Nu țineți în inima voastră oameni urându-i. În seara aceasta Dumnezeu ne cere ca să ascultăm bine ce are de spus El. Și cuvântul Lui este un cuvânt de iertare, este un cuvânt de ridicare. Și ce face acum Iisus Hristos? Stă la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și spune, Tată, iartă-i. Nu pentru că nu știu ce fac, că știu bine ce fac, dar iartă-i, zice El, pentru că eu am murit pe cruce pentru ei. Iartă-i pentru rănile mele. Iartă-i pentru sângele meu vărsat. Mare ești Tu, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Asta face Iisus Hristos acum. Asta face Iisus Hristos acum. Vreți să vă spun, ieri am fost la tineret la mine acasă și s-a întâmplat ceva extraordinar. Duminică dimineața a venit o tânără mămică care s-a predat Domnului, s-a botezat. Și mi-a spus, frate, la mine acasă e un calvar. Zice, soțul meu, zice, este un om care eu nu mă pot înțelege cu el. Un copil bolnav. Avea un copil bolnav, nu pot să vă spun boala, că e o boală grea. Și a zis, zice, eu nu mai pot să sufăr, deci. Se hotărâse duminică să vină copilul la binecuvântare cu această fetiță care e bolnav. Am ținut-o pe brațe și am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și vindecare de sus. Femeia a zis, frate, zice, eu, zice, astăzi când plec de la biserică, mă duc acasă și îmi strâng bagajele. Și mi-au fetița asta bolnavă și plec, zice ea. Pentru că eu nu pot să stau în felul acesta. Am nevoie de liniște și am nevoie de Dumnezeu. Astăzi, zice ea, îmi părăsesc soțul, nu mai stau în casă cu el și plec. Și mă duc să am grijă de fetiță și să am liniște cu Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat în dimineața aceea? În dimineața s-a întâmplat că Dumnezeu a fost prezent la adunare. Și a venit și soțul, de rușinea soției. Și în timp ce eram la amvon, i-am spus același lucru pe care vi-l spun și vouă. Iisus Hristos este prezent aici. Și a venit să aducă fericire sufletului nostru. Și a venit să ne ia Dumnezeu toate relele din viața noastră. Și a venit Dumnezeu să ne dea pace și să ne dea sănătate și la cap și la suflet și în trup. Și a venit Dumnezeu să ne dea pâinea înapoi pe care ne-a dat-o satana. Și a venit Dumnezeu să-ți dea nopți odihnite și un somn liniștit. Și a spus, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și care a fost primul care a țâșnit în față? Acest soț. S-a dat în genunchi și a început să plângă și a zis, am fost un om rău și mânios și am spus cuvinte rele. Credeți că Dumnezeu mă iartă? I-am zis, da. Te iartă Dumnezeu. Și ce am făcut ieri marți? Ieri au venit amândoi și le-am pus mâna în mână, am strâns mâinile amândoi și am spus, astăzi Dumnezeu vă dă unul altuia înapoi. I-am văzut plângând, suspina ea și el să dea și lăuda pe Domnul. Căci Iisus Hristos n-a venit să ne ia, ci a venit să ne dea. Iisus Hristos a venit să ne dea. Iisus Hristos a venit să ne dea, mărit să fie Domnul. Nu ne închide Dumnezeu ușile. Vei fi omul care vei avea mintea limpede. Vei fi omul care vei avea sufletul curat. Vei vedea bine și deslușit. Pentru că Dumnezeu nu jefuiește. Dumnezeu îmbăgățește. Dumnezeu este comoară. Dumnezeu eliberează. Satana îți promite mult și nu-ți dă nimic. Satana este hoț și prădător și este viclean. Și Dumnezeu în seara asta vine și spune, îți dau totul. Că dacă m-am dat pe mine, ce mai este să nu-ți dau? Îți dau tot ce ai nevoie. Pe mine m-am dat, zice el. Nu lua doar nimicul ăsta, ci vino să mă iei pe mine. Haideți să ne ridicăm. Vreau să închideți ochii. Am așa de mare nevoie de Tine, Doamne Dumnezeu. Eu nu mă pricep să trăiesc. Cu fiecare zi, Doamne, îmi dau seama că, așa cum spunea Doamne Arghezi, tare sunt singur, Doamne, și pieziș. Mă simt tot mai pieziș cu pământul ăsta. Mă simt, Doamne, anacronic, atemporal.
mă simt, Doamne Dumnezeul meu, străin de ce se întâmplă aici. Cu fiecare zi mi-e mai greu să trăiesc, Doamne, dar șansa inimii noastre ești Tu. Dumnezeul lumină, Dumnezeul înțelepciune, Dumnezeul bunătate, Dumnezeul mângâiere, slavă, glorie Ție, Doamne. Te rog, nu ne lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, să rătăcim în întuneric. Nu ne lăsa să fim orbiți de Satana, chiar dacă orbirea înseamnă că ne-a pus faruri în ochi. În seara asta mă rog, Doamne, să vii aici lângă noi. Mai vorbește odată. Mai spune-ne o vorbă, Stăpâne, Doamne. Mai dă-ne o fărâmă din Tine în seara asta, Doamne. Eliberează sufletele trudite și împovărate. În seara aceasta ridică jugul Satanei. Dă-ne libertatea de care avem nevoie și însetăm. Glorie Ție, Doamne, curățește mintea asta, Doamne. Curățește, Doamne, și fă gândul meu rob ascultării de Iisus. Inima aceasta slabă. Inima aceasta, Doamne, însetată după plăceri pământești. Inima aceasta, Doamne, care are gustul patimilor. Și a prins gustul patimilor. Schimb-o că nu-i bună. Schimb-o că nu-i bună, Doamne. Doamne, ajută-mă să ies din mijlocul oamenilor care mă trag în jos. Dă-mi putere în această seară, Doamne, să urmez calea Ta. Vreau să fac un pas hotărât pe calea Ta. Vreau să pășesc prin credință. Nu ne lăsa, Dumnezeul nostru. Nu ne lăsa. Ne-ai vorbit, Doamne, Dumnezeul meu. Am auzit de oameni care au murit în jurul nostru, Doamne, și tot nu ne-am pocăit. Am auzit, Doamne, de atâtea și atâtea lucruri grele care se întâmplă și tot nu s-a făcut inima noastră mai bună. Te rog în această seară, Hristosul bunătate, Hristosul iubire, vino și vorbește sufletului nostru. Pentru că nu frica de iad ne va pocăi pe noi, ci dragostea după cerul Tău tânjește sufletul în mine după cerul Tău. Mi-e dor să stau la masă cu Tine. Mi-e dor să te văd pe Tine, mire al sufletului meu. Te rog, Tatăl meu și Dumnezeul meu, dă-ne, Doamne, urechi de auzit. Dă-ne urechi de auzit. Vindecă în noi ceea ce ne împiedică să Te auzim. Doamne, atât de clar vorbești, atât de clar. Și știu, Doamne, Dumnezeul meu, că stai pe prag, ești gata să vii să iei ce al Tău. Doamne Dumnezeul nostru, atâta vreme, atât puțină vreme mai avem până ne vom întâlni cu Tine. Prinși în atâtea lucruri, Doamne, care n-au niciun rost. Săpăm, Doamne, puțuri crăpate care nu țin apă. Și-am întors spatele Ție, izvor viu. În fiecare zi ne consumăm, Doamne, nicimile noastre. Ne consumăm, Doamne, în dispute fără de sens. Doamne, Te rog în această seară, vindecă-ne! Să vedem, Doamne, Dumnezeul Tău, Dumnezeul nostru, ce ai de oferit. Să auzim clar. Și mă rog, Tată Sfânt din ceruri, mă rog în numele Lui Iisus. Ai spus că suntem o rămășiță, o turmă mică, mică. Cei mai mulți, Doamne, se duc unde vor ei, dar nu-i lăsa să se ducă. Dar, Doamne, și dacă s-ar duce, Doamne, Dumnezeu meu, 10.000 dacă, Doamne, s-ar clătina și-ar cădea în stânga, în dreapta, eu nu mă tem. Tu ești cu mine în fiecare zi. Eu vreau să merg pe drumul veșniciei. Vreau să fiu hotărât. În seara asta ai de mântuit. În seara asta ai de curățat inimi. În seara aceasta aici sunt suflete, Doamne, care trebuie să le ridici din nou. În seara asta, Doamne, sunt oameni care trebuie să curățească, să întoarcă la Tine cu toată inima și chiopătează de ambele picioare. Drumul spre cer nu este un drum șchiopătat. În seara asta, Doamne, Dumnezeul meu, după cuvântul Tău trebuie să eliberezi. Și mă rog, Doamne, iată care este cerința sufletului meu. Izbăvește-mă, Doamne, Dumnezeu, de minciuna celui rău. Izbăvește-mă, Doamne, de filozofia deșartă a unui bine pământesc. Doamne, Dumnezeul meu, suntem străini și călători. Străini și călători. Și ne pregătim pentru întâlnirea de sus. Acolo, Doamne, vom fi cu Tine. Acolo începe adevărata fericire. Acolo e viață. Pe pământul acesta, Doamne, Dumnezeul meu, dă-ne doar puterea să ne ducem până la capăt. Cu cinste. Și alergarea aceasta să fie o alergare către Tine. În seara asta vom sta și vom cânta o cântare. Știți ce ați vrea să cântăm? Să-i spunem Domnului, Iisus iubit, când vei veni? Că mie mi-e dor de Tine. Și vreau să fiu mireas. Și fac în seara asta o chemare la sfințenie. Și fac în seara asta o chemare ca sufletul nostru să se lase de rele. Sufletul nostru să vină la Dumnezeu să fie vindecat. Oricine-i fi, de oriunde-i fi.
În seara asta să te mântuiască Dumnezeu, să mă mântuiască Dumnezeu. Ascultați ce vă spun, vă spun cu tot respectul. Cel ce vă cheamă nu e un sfânt. Dumnezeu să aibă milă de mine. Dar sunt un om care mă ostoiesc și mă străduiesc în fiecare zi să mă apropii mai mult de Domn. Uneori îmi iese, alteori nu-mi iese. Vă chem pentru că asta e credința sufletului meu. Și vreau să ne rugăm împreună seara asta. Ca Dumnezeu din cer să deslege. Și Dumnezeu din cer să dea din nou picioarelor tale vioiciune. Și să ne lăsăm de tot ce este rău. Să ne despărțim de tot ce este stricat și întinat. Și seara asta să fie o seară a mântuirii. O să urcați aici cu mine, veniți sus. Ne vor ruga Dumnezeu. Ascultați-mă. Eu nu pot crede într-o mână ridicată. I-am spus fratelui Nelu să mă ierte confrații mei. Dumnezeul meu nu-i chelner. Dumnezeul meu nu-i taxi să-i faci tu semn din mână. Să vii aici să te pocăiești împreună cu mine. Să urci aici pe scenă, să ne prăbușim în genunchi. Să spunem, Doamne, vreau raiul. Vreau cerul. Vreau mântuirea. Vreau iertarea. Vreau sfințirea. Vreau fericirea pe care Tu o ai. Vreau o minte nouă. Vreau un suflet curat, Doamne. Vreau pe pământul acesta să am oameni sfinți. Ascultă-mă ce spun. Dumnezeu din cer să-ți dea prieteni sfinți. Vino în seara asta să schimb viața. Ascultați-mă ce vă spun. Voi nu veți putea face mai mult de atât. Dar va trebui să vă despărțiți de locul în care stați. Dacă nu vei putea să desparți de locul ăla să vii până în față, prietene, mi-e greu să cred că vei merge pe calea îngustă. E greu pe calea îngustă. Oricine spune că pocăința e ușoară, nu știu despre ce vorbește. Mi se pare grea calea asta. E și îngustă și poarta e strâmtă. Dacă vei avea în seara asta atâta disperare în suflet, încât să părăsești scaunul, aici în față când vom îngenunchea, va fi și Hristos cu tine. Și să vă despărțiți de locul ăla în care stați. Să spuneți, Doamne, vreau să mărturisesc în această seară. Eu nu mai pot fără Tine. Eu vin în seara asta și mă așez în genunchi și stau aici cu Tine și Tu să mă eliberezi și Tu să mă sfințești și să dai pace sufletului meu. Să nu mai stați. Să nu mai stați. Pentru că și Satana, în timp ce eu vorbesc, face un plan. Mustră-L Domnul și sângele Domnului Iisus. Știți care este problema cea mai mare a ceea ce v-am spus eu în seara asta? Tâlharul care n-a mai ajuns să rai, a tăcut. De ce taci? Nu mai vorbești. Nu mai spui nimic? A tăcut. Un singur lucru nu poate să vindece Dumnezeu, tăcerea ta. Dumnezeu nu poate vindeca tăcerea ta. Să nu mai taci, să vii în seara asta, să spui, Doamne, aici mă așez cu Tine în genunchi. Pentru că vreau să-mi schimb viața. Pentru că vreau să fiu un alt fel de om. Să nu taci, să nu taci. Asta e puterea celui rău, tăcerea noastră vinovată. Ți-a vorbit Dumnezeu a nu știu câte oară. A răsunat, oameni buni, glasul Domnului în seara asta sau nu? De ce întorci acasă ca și cum n-ai fi auzit? De ce pleci de locul ăsta ca și cum n-ai fi auzit? Să vii la Dumnezeu în seara asta. Să schimbi viața în seara aceasta. Că Dumnezeu a venit aici de dragul tău. Hristos e prezent de dragul tău. Ți-a vorbit Dumnezeu clar și pe limba ta să înțelegi. Dar de ce taci? De ce nu vii să spui, Doamne, schimb viața? Vreau să termin cu viața asta pe care o am. Să mă întorc la Dumnezeu. Ascultați-mă, iubiții Domnului. Dumnezeu din cer în seara aceasta să lucreze printre noi. Și voi să vă rugați Domnului să coboare Duhul Sfânt în această seară. Nu vă uitați ca și cum noi am fi sfinți. Suntem cum suntem, Doamne, și ne știm viețile. Suntem slabi. Dar seara aceasta trebuie să fie o seară a mântuirii Tale. Slăviți să fie Dumnezeu din cer. Vom cânta această cântare și Tu vei veni, nu vei sta acolo. Vei veni să te rogi lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, trebuie să schimb prăpădita asta de viață pe care o am. Eu nu mai pot să trăiesc în felul ăsta. Dumnezeu este viu! Viu este Dumnezeul nostru! Și mare, și puternic, și drept! Să stai să te rogi lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, te rog în seara aceasta, eliberează sufletul, Doamne. În seara aceasta mântuiește. Mai e puțin, foarte puțin. Nu mai avem multă vreme. Fie seara aceasta o seară a mântuirii, mărire lui Iisus Hristos. Și în această seară Dumnezeu din cer să ne dea grăi! Destul cel rău te-a muțit. Și nu mai poți să zici nimic și stai cu capul în jos. Dumnezeu să-ți ridice privirea în seara asta. Și sufletul. Îi cântăm lui Iisus o cântare de dor. Și spunem, Iisus iubit, ne-i dor de Tine, Doamne. Dă-ne raiul, dă-ne împărăția Ta. Dă-ne Duhul Sfânt, Doamne. Dă-ne darurile cerești, pentru că de ele avem nevoie. Și ne pocăim în seara aceasta. Eu mă voi ruga împreună cu păstorii, mă voi ruga împreună cu ei, cu frații mei, pentru cei ce au venit aici în față și voi veți cânta Domnul împreună. Și veniți în față, că încă e loc. Iisus,